Noua lege a retrocedărilor suspende eliberarea titlurilor de proprietate, însă acest lucru nu îi împiedică pe primar să-și continue munca în teren. Este cazul și în comuna Viștea. Pentru a grăbi limpezirea situației fondului funciar, reprezentanții comunei Viștea au hotărât să continue lucrările topografice și asta chiar dacă acordarea titlurilor de proprietate este deocamdată imposibilă. Chiar dacă legea 165 ne blochează din punctul de vedere al retrocedării terenului fondul funciar, deci la Viștea lucrările continuă. Suntem pe pregătirea altor suprafețe de terenuri în localitatea Viștea de Sus, pe aproape toate terenurile de folosință arabil, se execută lucrări în perioada următoare, săptămâna următoare, în următoarele două săptămâni, deci terenurile vor fi puse în posesie, urmând ca când se va debloca această situație în toamna acestui an, să putem depune la OCPI Brașov lucrările pentru ca oamenii să-și primească titlul de proprietate cu terenurile care sunt de interes mai mare pentru ei, terenurile arabile. În jur de 400 de hectare de teren agricol de pe suprafața localității Viștea de Sus sunt măsurate și comasate, astfel încât oamenii să aibă o muncă la câmp mai ușoară, dar și mai prosperă. El este folosit astăzi de oameni în suprafețe mai mici, mai fracționate. Noi dorim să facem o comasare a lor pe sole și pe hotare, încât să ei să poată beneficia de toate facilitățile din punctul ăsta de vedere al comasării terenurilor, așa cum este tendința și cum sunt obiectivele noastre, ca oamenii să-și folosească în condiții cât mai optime terenul și proprietățile pe care le au. Suprafața de teren agricol a localității Viștea de Sus este de 2500 de hectare. Această localitate a fost văduvită timp de mulți ani în ceea ce privește numărul titlurilor de proprietate acordate. Însă, pe parcursul anilor s-a reușit eliberarea de titluri de proprietate pentru o suprafață de 1500 de hectare de teren agricol existent pe teritoriul localității Viștea de Sus.